Bună ziua și bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face turtițe în tigaie și acestea sunt ingredientele. Și vom avea nevoie pentru aceste turtițe de 150 de iaurt sau de chefir. Apoi vom mai avea nevoie de un ou, 10 grame de bicarbonat, un praf de sare, 30 de grame de ulei, eu cântăresc totul în ulei, și circa 450 de grame de făină. 450, 500, 400, o să vedem. Pentru, după ce le întindem, în interior o să punem brânzică de oaie, brânzică de burduf, cașcaval, ce doriți voi, cât doriți. Eu am să pun așa câte o puțin în fiecare. Și după ce le prăjim în tigaie, le vom unge cu unt. Aici am 30 de grame de unt și dacă mai trebuie, mai adăugăm. Și acum dăm untul la rece, ca să fie rece. Dăm și brânzica deoparte și să facem aluatul. Așa, dăm și brânzica deoparte. Vom avea nevoie de o tigăiță, așa, micuță, unde o să le punem în tigaie. Și în vasul nostru unde avem iaurtul sau chefir, deci 150 de iaurt sau de chefir sau lapte bătut, lapte acru, ce aveți. Așa, vom pune oul. Vom pune un praf de sare și amestecăm puțin. Bine ați venit tuturor! Bine ai venit, Anna, Ana Maria, Adam, bine ați venit tuturor! Așa, facem turtițe în tigaie. Am pus iaurtul nostru cu oul și sarea, adăugăm și uleiul, deci 30 de ulei, eu am cântărit totul în grame și punem și uleiul aici. Și amestecăm bine totul. Acum vom adăuga și bicarbonatul. Zece grame de bicarbonat. Și amestecăm așa bine. Nu ne rămâne decât să unim făina, să adăugăm și făina, o adăugăm treptat, până obținem un aluat potrivit pentru turtele noastre. Bine ați venit tuturor! Bine ai venit, Loredana! Mimi! Ludmila! Bine ați venit, Luciana! Așa, și acum începem să punem făină. Vedeți? Și apoi vom frământa totul cu mânuța.
Așa. Asta sturtiți în tigaie. Le puteți umple și cu ceapă verde, dacă doriți, cu puțină brânzică și adăugați și un nou. Eu astăzi doar cu brânzică am să bag în interior. Așa, vedeți de la bicarbonat cum a început să se umple. Așa. Și adăugăm restul de făină. Ieri am făcut în direct cu voi aici halvaua. Am publicat-o deja pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Astăzi voi publica și turtițele. Așa, și amestecăm încet. Bine ați venit, bine ai venit Mina, Geta, Florica, Marina, bine ați venit tuturor! Așa. Și adăugăm făină. O să-l frământăm imediat pe masa de lucru. Mai punem puțină făină. Și o să-l punem pe masa de lucru să-l frământăm. Deci turtițe cu bicarbonat, umplute cu brânzică. Făcoapte în tigaie. Așa. Punem puțină făină aici pe masa de lucru. Și o să punem aluatul nostru tot aici. Așa. Și acum începem să frământăm. Frământăm aluatul bine, bine. Aluatul să-l lăsați măcar o jumătate de oră să se odihnească. Și după aceea faceți turtițele. Așa. Și acum incorporăm bine făină. Deci făină o adăugați treptat, ca să nu puneți prea multă. Așa, vedeți? Este de ajuns cât am pus. Așa. Și frământăm așa puțin aluatul nostru. Este de ajuns făina. Așa. Am să dau restul deoparte. Și acum să frământăm bine aluatul nostru. Vedeți? După ce l-am frământat bine, îl învelim în folie, lăsăm măcar o jumătate de oră, un sfert de oră și după aceea puteți face.
Ia uitați-l ce bine arată aluatul nostru, vedeți? Așa, și îl mai frământăm puțin. Așa. Vedeți, eu îl răsucesc pur și simplu, așa. Îl fac. Încă de două ori și să facem biluțe, să-l împărțim, să vi-l arăt. Ia uitați, vedeți? Și acum, cum am spus, aluatul nostru trebuie să se odihnească deci puțin. Deci îl lăsăm la odihnit și după aceea îl împărțim câte turtițe dorim să facem. Da? O să-l împărțim o dată în două. Și încă o dată în două, așa. Și o să facem patru turtiți. Așa, și acum vom lua fiecare bucățică și o mai modelăm puțin, așa. Ia uitați. Le facem pe toate așa. Așa. Vedeți? Acum vom lua o biluță pe care am făcut-o la început și o vom întinde. O vom întinde așa puțin. Aici avem brânzica noastră. O puteți pune și simplă, așa cum este, dată prin răzătoare, sau o amestecați cu nou. Aici am circa 100 de grame de brânzică. Așa, și vom pune pe fiecare. Am să le fac pe toate și am să le umplu ca să pun uniform. Am să le întind. Așa. Între timp am să pun și tigăița mea la... pe foc, să se încălzească. Așa. Și acum să întindem. Întindem bine, ele se odihnesc între timp, le facem așa câte una, pe rând câte una și le dăm timpul necesar să se odihnească. Aluatul trebuie să fie odihnit, altfel se strânge. Așa. Le faceți mai micuțe, împărțiți aluatul în 6 sau așa în 4. Așa. Mai întind o dată și după aceea punem brânzica. Așa. Vedeți? Și acum vom pune brânzica pe ele.
Și luăm și începem din... Și o împărțim așa și o așezăm. Vedeți? Așa. O împărțim în patru. Așa, aici am pus cam multă și mai iau puțină. Și acum unim. Așa, unim așa bine. Și dăm așa deoparte. Vedeți? Unim așa bine. Uitați. Așa. Vedeți? Și dacă vi se pare că are aer, eu am să iau o scobitoare și am să înțep. Așa, să iasă aerul. Așa. Și acum întindem. Apăsăm așa frumos și întindem. Așa. Deci înțepăm cu scobitoarea să ne iasă aerul din interior. Și acum începem să întindem turtițele noastre. Am încălzit tigăița noastră și o punem așa în tigaie și o punem pe foc. Vedeți? Și acum întoarcem. Ia uitați. Așa. Și o mai lăsăm și pe partea aceasta. Ia uitați. Ia să vedem dacă s-a făcut. Este gata. Așa. Am să o pun pe o farfurie și apoi le facem pe rând una câte una. Ia uitați, turtița noastră, vedeți? Ia uitați cum se întinde cașcavalul. Așa, o bunătate, un deliciu. Sper să încercați această rețetă. Sunt moi și bune. Un deliciu. Aici avem untul și cu untul o să ungem. Așa. Ia uitați. Vedeți? Turtița noastră. Și acum cu unt vom pune și vom unge așa pe deasupra. Așa. Și pe margine o întoarcem. Așa. Și ia uitați ce bunătate. Și rămâne moale de la unt. Și dă și un gust foarte, foarte bun. Așa, atât. Ia uitați, turtițe. Turtițe bune și gustoase. Vă mulțumesc tuturor din suflet pentru vizionare. Revedere! Vă pup, o zi bună!